Luptele s-au reluat în Gaza după ce gruparea Hamas a încălcat termenii acordului de încetare a focului. În timpul celor 7 zile de armistițiu, Hamas a eliberat mai bine de 100 de ostatici. Printre ei se afla Mia Shem, de 21 de ani, care, după cum vedeți, își îmbrățișează familia după 56 de zile de despărțire. În schimburile ostaticilor, zeci de femei și adolescente palestiniene au fost eliberate din închisorile israeliene. În Gaza au rămas în jur de 140 de ostatici, printre care 8 americani. Oficialitățile din SUA recunosc că nu au informații despre starea lor. Secretarul de stat Antony Blinken spune că SUA va continua să negocieze până la eliberarea fiecărui ostatic.